Eram și ei la cercatori, se-ntreceau vândindu și veselindu-i pe copii. Au venit copii, dar ce nepoliticos sunt, eu sunt Felix și mă ocup cu curățenia în acest teatru. Da, da, chiar dacă stăm în casă, tot avem un spațiu în care să ne jucăm. Și tare îmi place acea melodie. Este vorba despre doi măgăruși la un circ. Știți cumva despre ce poveste este vorba? Sigur ați ghicit. Este Pinocchio! Să înceapă spectacolul! Geppetto e în atelierul său sărăcăcios de tâmplărie și lucrează cu grijă la o bucată de lemn pe care vrea să o transforme într-o păpușă. Însă deodată, bucata de lemn începe să vorbească. Pinocchio, căci așa se decide să îl numească, e o păpușă neascultătoare. Nu ascultă nici de tatălui, nici de greierele vorbitor și înțelept, care îl sfătuiește să-l asculte pe Geppetto, să fie cu minte și să meargă la școală. Până la urmă, după multe năzbâtii de copil răutăcios, Pinocchio se învoiește. Năzdrăvăni? Dar de ce nu spunem ce năzdrăvăni a făcut Pinocchio? În primul rând, din cauza lui, Geppetto a intrat la pușcărie, unde a încasat câteva bastoane. Da, și după greieraș a aruncat cu tot felul de obiecte contundente. Am uitat plăcinda la cuptor. Mă duc să o scot. În drum spre școală, vede marele teatru de păpuși și după ce își vinde abecedarul, intră vrăjit. Acolo este prins fără bilet de mangea foc, adică mănâncă foc, care îl pune la început să joace în spectacolele lui ca păpușă fără fire. Dar pe urmă, aflând că este făcut de Geppetto, care este și artizanul păpușilor lui, îi dă 5 bănuți de aur lui Pinocchio, ca să-i ducă tatălui său. În drum spre casă, dă nas în nas cu 2 personaje viclene, Cotoiul și Vulpea, care fac orice ca să-i fure cei 5 bănuți, convingându-l că dacă îi îngroapă în câmpul miracolelor, vor apărea copaci plini cu aur. Pinocchio le urmează sfatul și se duce să planteze banii în pădure. Atunci, cei 2 vicleni îl atârnă de un copac și fug cu banii lui. Pinocchio ar fi murit dacă nu ar fi venit să îl salveze o zână bună cu părul albastru, căreia îi promite că nu va mai spune minciuni. Stop! Stop! Opriți-vă! Vino încoace! Vino! Știi, eu nu am văzut niciodată zâne! Dar zânele există doar în povești. Păi atunci o să vin și eu mai des la teatru ca să văd multe spectacole, să văd zâne, zmei, balauri. Da. Ce zici, acum putem merge mai departe? Sigur, abia aștept să văd ce se întâmplă mai departe. Atunci să mergem. Pe când se întoarce acasă teafăr și nevătămat, îl întâlnește pe Fitil, care îl convinge să vină cu el în minunata țară a distracțiilor, unde nu trebuie să înveți sau să muncești și unde trebuie doar să mănânci și să te joci. Așa că amândoi se suie în căruța plină cu copii trasă de mai mulți măgari. Ajunși acolo, copiii își dau seama că cu cât se joacă și mănâncă mai multe dulciuri, se transformă în măgari. Doi măgăruși, doi frății,
circ actori se întreceau în ghidușii, înveselindu-i pe copii, frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu cărți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dimencioplite. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu cărți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dimencioplite. Codițele moțate, tac pe melodii ritmate, și săltau veseli animați, deșați pe ațe atârnați. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu hâlți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dilemcioplite. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu câlți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dilemcioplite. Sunt vânduți la circ, unde Pinocchio își rupe un picior. Măgărușul Șchiop este aruncat în mare și imediat ce atinge apa se transformă înapoi în păpușă, dar este înghițit într-o clipă de o balenă uriașă în burta căreia se afla Geppetto. Acesta ajunsese acolo tot căutându-l pe Pinocchio. Totuși, cu pricepere și noroc, reușesc să scape și se salvează în otum. De atunci Pinocchio e cu minte și ascultător, așa că în chip de răsplată, zâna îl transformă în copil. Da, ați auzit bine, în copil adevărat. La 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 la. Ce ziceți? Mie tare mi-a plăcut Pinocchio. Așa cum s-a transformat el dintr-o păpușă de lemn într-un băiat adevărat. Să scrieți în comentarii vouă ce personaj vă place mai mult din Pinocchio. Și acum mă duc să-l caut pe Cristi. Cristi! Cristi! Da, ce? Ce s-a întâmplat? Păi copiii nu au văzut aplauzele. Și vrei să facem o plecăciune? Da! Păi hai să o facem împreună. Așa. Felix, tu ce zici? Vrei să le mai spunem ceva copiilor? Păi, aș vrea. Le spun să stea cu minți acasă, să asculte de părinți și ne vedem tot așa, duminica la ora 11... pe site-ul Trupa Marionete Arad, ca de obicei. Și să fie în siguranță, așa, până trece situația asta ciudată. Am înțeles. Acum hai să le spunem la copii la revedere. La revedere, copii! La revedere! Vă iubim! Doi măgăruși, doi frățiori, erau și ei la circ actori, se-ntreceau în ghidușii, înveselindu-i pe copii. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu cărți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dimencioplite. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu cărți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dimencioplite. Mișcau codițele moțate, tac pe melodii ritmate, și săltau veseli animați, deșați pe ațe atârnați. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu hâlți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dilemcioplite. Frumoși, drăguți și jucăuși, umpluți cu câlți, făcuți din pluș, dansau pe micile copite, rotunde și dilemcioplite.